Zeci de localnici din Copșa Mică, însoțiți de familii și prieteni, s-au adunat în centrul orașului pentru a-i sărbători pe cei care poartă numele de Ion sau Ioana. Se adună toți, unii care se cunosc, unii care nu se cunosc, aici se cunosc mai bine. În felul ăsta sărbătorim și noi. Sărbătoarea Ionilor a ajuns în acest an la a noua ediție. Este o sărbătoare tradițională ce se desfășoară în fiecare an în Copșa Mică. Se pare că publicul se bucură de fiecare dată. Focul de tabără a fost aprins de cel mai vârstnic Ion. Așa cu 2 ani tot eu am făcut foc. Facem focul și facem vinul cald, rest oamenii vin singuri. Apoi cei prezenți le-au cântat Ionilor tradiționalul la mulți ani. Domnul poșelorii și veselii.